Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou video pe canalul Cubusare. În această zi cu un alt haul de cumpărături și trebuie să menționez că sunt doar cumpărături sănătoase. Astăzi Mircea numai ce a venit acasă și a cumpărat foarte multe cumpărături sănătoase și vreau să vi le arăt și vouă, să le împărtășesc și cu voi. O să încep din partea asta cu acest sac mare de ceapă. Dacă se vede cum trebuie, dar practic e un sac mare de ceapă dulce. Avem aici două borcane cu gem organic din cireșe, blueberries și pomegranate. Nu cred că mai am mâncat din asta, nu țin minte. Avem aici un borcan de gem de căpșun, tot organic. Miere. Mierea asta ne ține câteva luni de obicei. Ouă, ardei gras. O cutie de pere, două cutii de roșii, căpșuni, parmezan, nu am mai luat din asta, de la Casco de mult. Nici nu știu dacă am luat vreodată așa ceva de la Casco. Niște mozzarella, niște cauliflower, care e conopidă și din care vreau să fac pizza. Ați văzut rețeta mea de pizza. Spanac, se pare că a luat două de spanac, cartof roșii avem aici, căpșuni, nu căpșuni, ciuperci, cred că smeur îi spune, afine, două cutii de struguri, niște castraveți organici. Mircea a mers la un alt Casco, în altă zonă și se pare că ăștia de acolo au castraveți organici, unde merg de obicei nu este. Salată, 6 salate verzi, 2, 4, 6. Asta nu este organică, nu cred că este organică, dar este ok. Usturoi, să ne ajungă pentru tot anul, vreau să și semăn. Niște broccoli avem aici. Un sac mare de lămâi. Să vedem, asta e organic? Nu cred că e organic nici asta, dar nu e, e ok. O pungă de pui, care sunt doar picioarele acelea fără os. Niște banane avem aici. Un sac mare de mere, să ne ajungă iară toată luna. Doi pepeni albi, honeydew, care este cel mai bun și care se mâncă cel mai mult la noi. Un sac mare de castraveți, care iară mi-ajunge o lună și iară o pungă de... Oh, asta este kale, am crezut că este spanac. Ok, n-am văzut nici asta unde am fost eu de obicei. Baby kale. Cu asta pot să fac și chipsuri la cuptor. Dar, da, cam acestea sunt cumpărăturile de săptămâna aceasta sau de astăzi. Bineînțeles că va trebui să mai cumpărăm și de la alte magazine. Cartofi albi trebuie să mai cumpărăm și lapte de capră, ce mâncăm de obicei sau ce bem de obicei. Dar acestea sunt cumpărăturile de astăzi și, după cum vedeți, sunt toate foarte sănătoase. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem curând!